Doamnelor, domnilor, stimat juriu, stimați telespectatori, în acest moment vom afla cine pleacă în Bahamas pe 23 august pentru a reprezenta România la Miss Univers 2009, iar numele ei este Bianca Elena Constantin! Bravo! Bianca Elena Constantin, Miss Univers România 2009, încoronată de Miss Univers Ana Mendoza, chiar aici, la București! Doamnelor și domnilor, vă rog să o admirați pe cea mai frumoasă femeie din România! Te rog să faci prima ta defilare în calitate de Miss Univers România 2009! Și să-i ținem pumnii, ea va fi cea care ne va reprezenta pe 23 august în Bahamas, Bianca Elena Constantin. Trebuie să vă spunem că dacă din anumite motive Bianca Elena nu va putea participa la finala din Bahamas, cea care va îi va lua locul va fi clasată pe locul întâi, în cazul nostru Georgeta Filip. Îi urăm succes Biancăi, cred că orașul Piatra Neamț te va primi cu mare bucurie. Doamnelor și domnilor, s-a încheiat o seară plină de emoții, o perioadă foarte grea pentru toate concurentele participante, grea și pentru organizatori, pentru cei care ne-au fost alături. Să aveți o seară plăcută în continuare și să ne vedem cu bine la anul! La revedere! La revedere, vă mulțumim!